Vocea Basarabiei, Valentina Ursu, suntem în vizită aici la Cojuș, la localitate de raionul Strășeni. Vorbim despre cum arată satul și dacă suflul european a reușit să pătrundă în comunitatea dumneavoastră. Bună ziua, mă numesc Tatiana, activez în cadrul primăriei Cojușna, ca în calitate de asistent social comunitar, dacă să ne referim la ceea ce ține de localitatea noastră, da, într-adevăr, localitatea noastră a prins aripi și care este, se simte se simte foarte bine. Pentru că dacă îți faci mai mult comparații din localitate, sunt foarte multe schimbări, schimbările spre bine, schimbări care lumea este. Se implică lumea? Da. Suntem o localitate tânără, lumea e activă, chiar ținând cont și de nu numai persoanele tinere, dar avem, dacă să mă refer la categoriile de persoane care eu le monitorizez, se implică și persoanele în vârstă, de vârsta 2, vârsta 3, avem chiar oameni care chiar un suflet. Este adevărat, localitatea arată bine, vede acest suflet al europenizierii, dar totuși am aflat inclusiv de aici că cam jumătate din cetățeni sunt plecați peste hotar. Da, avem și exodul migrației. Avem mulți, din păcate, lucrul ăsta cred că nu-i numai la noi în localitate. Lucrul dat, cred că se referă toată țara, toată Republica. Într-adevăr, avem mulți, mai ales din familii tineri plecate, avem familii plecate care copiii rămân cu bunei. Da, din păcate, avem ceea ce avem. Și atunci are mult și foarte mult de lucru asistentul social. Da. Ia ziceți, câte persoane sunt dacă să luăm la ziua în grija astăzi, dumneavoastră? Dacă să luăm la ziua de astăzi și ceea ce ține cont de, iată, care s-a început procesul cu vulnerabilitatea energetică, la moment am recepționat 450 de cereri. Clar că ele ar fi mult mai multe, dar a intervenit și bibliotecara și împreună cu doamna bibliotecara am făcut și cred că și facem un lucru care putem să ajutăm oamenii din comunitate. Dar avem și persoane care singuri s-au înregistrat. Adică beneficiare avem. Da, și am înțeles că celor nevoiași le s-au oferit cărbune, lemne. Da, ceea ce ține, da, familia avem, chiar la noi, știți, avem pe categorii persoanele și au beneficiat și de pachete alimentare, și de lemne, cărbuni, adică măsura posibilităților. Da, în calitate de asistentă socială, cum ați descrie dumneavoastră sărăcia în Republica Moldova, dar mai ales aici la nivel de comunitate? Este lume mult înăcăjită? Este. Este, avem oameni, mai ales cei ce ține din familie cu mulți copii și bătrâni. Deoarece sunt, mă rog, vedeți, plecat. Clar că și cei care au plecat nu au plecat de bunăvoie. Știți, undeva situația impune, undeva condițiile de sanătate mai sunt. Și avem, din păcate, persoane care necesită îngrijire. Mult timp s-a vorbit că beneficiau de ajutor social nu tocmai persoanele care meritau și că autoritățile încearcă să facă lumină în aceste liste. Știți, dacă să mă refer ceea ce ține la noi pe localitate, noi cel puțin parcă am încercat să fim, știți, corect față de toată lumea. Lumea îi informam, comunicam, le explicam care sunt condițiile de eligibilitate, adică parcă n-am avut mai așa, dar mă rog, știți. Dar mulți doresc aceste ajutoare sociale? Nu. Știți cum, eu cred că dacă îți facem o mică statistică, din ce de când activez de 4 ani, mai mult doresc bătrânii și familii cu mulți copii. Iată, avem așa familie. Singuratici aveți bătrâni? Da, avem și bătrâni singurati. Și atunci ar trebui doar dumneavoastră să aveți grijă, vă descurcați? Sunteți unicul lucrător social? Da, la moment. Da, dar știți, cu ajutorul primăriei, cu ajutorul specialiștilor din primărie, cu domnul primar, mai intervenim, adică nu merg, nu sunt singură în cazul de față și adică primesc suportul necesar, ne implicăm pe cât e posibil, pe cât putem și atât cât ne se permite, noi intervenim. Dar știți că avem și unii cazuri unde și familia să fie conștientă ceea ce ține de
copii, familie extinsă, că cât de cât trebuie și ei să intervină în susținerea, mai ales a persoanelor în etate. Iată, asta e cea mai mare problemă care, eu cred că la ziua de azi, noi avem foarte mulți bătrâni singurați. Care... Da, cât sunt aici la Cușușna? Un număr exact, chiar nu o să pot, pentru că, știți cum, dar sunt. Se vorbea de centre sociale, de... La moment... Fie ridicate niște soluții pentru ca să se poată îmbătrâni frumos și în Republica Moldova. Și ține de centre sociale noi pe teritoriul comunității nu avem, dar, știți, dar nici nu avem, să vă zic, și cereri și solicitări, că uite, am vrea să beneficiem sau să... Nu. Cât de cât la noi, vă spun, avem, dar totuși, familia extinsă, prin comunicare, prin dialog, cumva să intervine, cumva să face să fie bine. Da, cei care au rămas singuratici, sunt singuratici că așa le este destinul sau copiii sunt plecați peste hotare și la ei majoritatea au fost lăsați de unii hotare, dar știți cum nu-s lăsați chiar neajutorați. Mai intervine că e un vecin, că e o rudă, că e o... din singuratici, singuratici îți puțin de tot. Dar copiii au grijă de mamă, de tată, da. De... Mă rog, nu. Cază. Dar mai trimit bani de acolo, da, de peste hotare, da. Unde sunt ei? Nu, știți cum, nu toți vin să ne declare că primim, da, sau nu primim, da. Mă rog, de asta ține de... Dar, totuși, vă spunem, ceea ce ține domeniul nostru, noi chiar ne implicăm și încercăm să facem față lucrurilor pe cât e posibil și pe cât e de bine. Și peste 5, peste 10 ani, cum ați vrea să arate Cojușna? Mult mai bine, mult mai la un nivel mult mai ridicat, că, cu toate că și acum suntem chiar foarte mulțumiți, pentru că dacă ținem cu drumuri reparate, condiții foarte bune, avem liceu din localitate unde copiii noștri au parte de o instruire, chiar și de condiții pentru educație. Adică chiar avem, știți, în localitate ar fi păcat să ne plângem că nu avem acces, avem magazine mari, avem... Banca, avem oficiul. Problema poștală, apei, am adică... înțeles că e una stringentă, problema asigurării cu apă. Nu, asta, da, de acum, da, eu sper că să la asta rezolvare, pentru că știți cum... Zicea primarul că se caută și bani și posibilități ca această problemă cu ce eu ține de aprovizionarea, da, cu apă să fie rezolvată. Că... proiectul este, cred că proiectul este și cred, eu sper și chiar cred, am credință mare că o să avem și apă în localitate și cei ce ține de canalizare, pentru că se văd lucrurile bune. În 2030 mai există și acest scop ca Moldova să ajungă să facă parte din Uniunea Europeană, da, pentru dumneavoastră. Sperăm de-am să fim în Uniunea contează Europeană acest în 2030. Lucru. Da, contează foarte mult. Dar de ce vă doriți iată, această pentru integrare că europeană? Este deoarece nivelul de trai se schimbă, condițiile de trai. Avem o gândire mult mai bună, mai profundă. Vedem partea bună a lucrurilor. Și oricum, în viață trebuie să mergem înainte. Schimbarea e prin noi, dar nu mai e înainte. Da, la un pahar de vorbă mai discutați cu săteni, cu vecini. Unii zic că și relația cu Rusia, da, trebuie să fie una bună. Mă rog, fiecare o abordează în felul, dar totuși eu mă văd, dacă ce ține de mine personal, da, și de familia mea, ne vedem cu totul în alt... Pentru că avem și rude în peste hotare, familia majoritatea mea cu peste hotare. Unde sunt? În Europa. Și adică, ar fi să mint, să zic că nu doresc să ajung cât mai curând în Europa. Mulțumim! Și mulțumesc. Cum vă zice? Tatiana. Tatiana și mai cum? Tatiana Danilișin. Mulțumim! O zi...